Dragilor, o mare bucurie. Astăzi o am alături de mine ca invitată pe actrița Laura Cosoi, blogăriță, autoare și vom vorbi despre Gabor Mate și despre cartea Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Am să vă arăt și cartea la cameră, așa cum fac de fiecare dată. Eu am mai discutat cu Laura în cadrul emisiunii Oameni și cărți de la Canal 33 despre acest subiect. Aș spune eu un subiect inepuizabil, pentru că iată, dragilor, Gabor Mate ne oferă în această superbă carte, ne oferă foarte multe uh motive, aș putea spune, de reflexie, pentru că, într-adevăr, abordează multe lucruri în această carte. Laura, pentru că știu că îți place foarte mult Gabor Mate și pentru că îți place și această carte, Mitul Normalității, aș începe discuția noastră cu o primă întrebare. Cum, Cum definim normalitatea, iată, într-o Într-o lume nebună, într-o perioadă cu vremuri tulburi și ciudate, aș putea spune, cum ne mai regăsim noi această normalitate? Și aș spune, aș vorbi despre o normalitate interioară. Să fim noi înșine, să fim noi în acord cu noi. Să fim uh, autentici. Uh, în primul rând, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ar fi multe de povestit, dar nu ne ajunge timpul ăsta. Și tu știi asta. <laughs> Că după ce am filmat, am mai rămas în parcare să mai discutăm. încă Mai stăteam o oră dacă era cel puțin. Uh, uh, îmi place foarte mult Gabor, într-adevăr, și uh, mi se pare o lectură foarte bună de vacanță, motiv pentru care recomand să existe măcar măcar o carte a lui Gabor în bibliotecă, pentru că mi se pare că poți să-ți regăsești, să găsești, de fapt, energie pentru câteva pagini, măcar pe zi. Legat de ce mi-ai spus, vezi tu, normalitatea asta e atât de, de relativă, pentru că ce e normal pentru mine e anormal pentru mulți și poate invers, ce e normal pentru România, anormal pentru vestici și tot așa. Cred că abia atunci când simți că ești într-o anormalitate și cauți undeva un cârlig de care să te agăți și să te menții acolo pe linia de plutire în ceea ce te privește, am să spun că cel puțin din, din punctul meu de vedere, întotdeauna rugăciunea este cea care mă salvează. Atunci când mă simt neînțeleasă, când mă simt Într-o zonă necunoscută și bizară, când poate sunt descumpănită, și totodată timpul petrecut în natură, dar și raportul la valorile care erau odată și cu care am fost crescută. Acum este rolul meu acela de a fi mamă și de a-mi crește copiii, în așa fel încât atunci când vor ajunge adulți să poată să se raporteze la, noi, la mine și la Cosmin, ca la o insulă în care să se simtă în siguranță, pentru că e foarte greu. Dar cred că nucleul acesta familial și valorile cu care am fost crescuți este mult mai puternic decât gălăgia din jur și știi ce spun. Da, eu aș numi-o chiar o ancoră, de altfel ca, termen ca în termeni psihologici, de altfel se și folosește titlul acesta de ancoră atunci când vorbim despre, mai ales despre stilurile de atașament, cât de importantă este relația părinte-copil. Aș vrea să te întreb, apropo de relația părinte-copil, cum și despre care vorbește și Gabor Mate, acordă suficient spațiu, suficiente pagini acestei uh, idei, uh, relația părinte-copil, cum facem în așa fel încât uh, să nu perpetuăm niște tipare disfuncționale pe care poate noi le-am preluat de la părinții noștri, uh, fără ca ei să-și dorească să ne facă rău? Pentru că astea erau informațiile de care ei beneficiau sau aveau parte atunci în copilăria noastră. Atât au știut ei să ne crească dar, să ne crească cu dragoste și cu, cu, cu afecțiune. Cum facem noi anumite, ca anumite greșeli să nu le perpetuăm în relația cu copiii noștri? Uh, e foarte greu pentru că nu știi niciodată nu știi niciodată de fapt dacă a fost ceva greșit cu adevărat, sau dacă nu era așa cum era altfel, știi? Pentru că nu am trăit decât experiența pe care o avem, atât. Nu știm cum ar fi fost dacă părinții ne-ar fi spus te iubesc așa cum spunem noi copiilor noștri. Sunt convinsă că noi am simțit că suntem iubiți, nu ni s-a spus cu vorbe, acum este poate un pic prea declarativ te iubesc asta și nu mai are parcă sensul acela special și unic atunci când ca o declarație de dragoste pentru că a devenit bine, te pupă mami, te iubesc mm, înțelegi? Asta e noua uh, schimbare, ca să spun așa, generațiilor și uh, eu încerc cumva să spun că nu am fost crescuți într-un uh, neapărat într-un fel uh, greșit a fost așa cum a fost și trebuie tratat ca atare și nu cred că există părinte care să nu facă ceva, cu, adică să facă ceva cu gândul că face ceva rău, ci doar bine. Pedepsele de rigoare, limitările pe care le aveam și așa mai departe, erau pentru că așa era societatea. În ceea ce mă privește acum, doresc foarte tare să acord o mare, mare, mare încredere copiilor mei, Că lucrurile pe care le fac, le fac bine și le aleg bine. Adică, eu vorbesc despre copiii mei care sunt mici încă. Normal că și ele au perioadele lor mai uh, grele, mai, nu știu, uh, poate că aruncă pe jos, fac chestii pe care nu îți vine să ții lumea în cap și să pleci, nu să stai să te explici copilului că nu e ok să fac asta sau cealaltă. Îmi să-mi dau seama că uh, trebuie foarte bine să delimităm care sunt lucrurile cu adevărat importante care contează pentru copil pe viitor și care sunt chestiile astea care te freacă, cum se spune, de zi cu zi, știi, care nu sunt atât de importante, sunt importante pe moment și explodezi și îți trece și îți pare rău, știi. Uh, cred în limite. Limitele astea au fost odată. Și cred că sunt sănătoase și astăzi. Adică, copiii mei să aibă limite, așa cum și eu am avut limite când eram mic. Mi se pare extrem de important și de benefic pentru o bună dezvoltare a lor să știe că există anumite limite. Acum lucrez la limita aceea de uh, putem să discutăm despre orice, putem să vorbim oricând, mai puțin atunci când eu și cu tatăl tău, uh, tatăl vostru avem ceva de discutat și vă rugăm să ne lăsați puțin în pace. Adică acum lucrăm un pic la chestia asta. Dar uh, încă nu știu, pentru că nu am copii adulți. Uh, cu siguranță voi face o grămadă de greșeli în calitate de mamă, că așa e și firesc și normal. Nici nu contează. Important este să nu ajungă copiii să... Și de fapt, cred că cel mai important este că îi pregătesc pentru o viață în care noi să nu fim neapărat în spatele lor. Asta e lecția pe care mi-aș dori să o aibă, să-și facă, adică să le ofer încredere acum ca să facă alegerile bune la mai târziu. În capitolul 26 uh, mi-a atras atenția patru principii ale vindecării și cele cinci forme de compasiune, scrie Gabor Mate, câteva principii de vindecare și spune el, nimeni nu poate trasa cursul de vindecare al altcuiva. Pentru că nu așa funcționează vindecarea. Nu există foi de parcurs pentru ceva care trebuie să-și găsească propriul traseu individual. Putem totuși să schițăm teritoriul, să-l descriem, să ne familiarizăm cu el, să ne pregătim pentru a face față provocărilor care apar aici. Cum reușim să ne vindecăm, deși el spune foarte clar în carte, Gabor Mate, că nu sunt un vindecător care vine în fața voastră prin această carte cu niște leacuri miraculoase. Și cu toate astea, cum reușim să ne vindecăm de traumele din copilărie? Cred că, în primul rând, trebuie să stabilim care sunt traumele. Că și, de data asta, există traume diferite. Uh, sunt aproape convinsă că, și nu știu dacă nu s-a mai spus asta, cred că la întâlnirea trecută, că, mă cred că ți-am zis, că, într-adevăr, uh, uh, Drama unui copil mic că nu și-a primit jucăria sau că nu se mai uită la desene, uh, simte de că îi se termină lumea sau nu știu, că nu primește ce vrea în momentul ăla și se trântește sau face sau aruncă sau nu știu, are un moment din ăsta de refulare uh, și de durere, uh, de supărare, poate fi foarte bine uh, egalat cu o pierdere a cuiva drag uh, adultul Laura, a adultului Laura. Deci, mi se pare cumva că iarăși, vezi, e trauma în copilărie, care e trauma în copilărie? Că e foarte greu de stabilit, dar cu siguranță toți avem parte de traumă. Uneori ne-am autotraumatizat uh, prin scenariile pe care ni le-am făcut și uh, sunt convinsă că de foarte multe ori am avut, uh, ne-am creionat singur niște situații pe care ne le amintim acum și care nu erau poate neapărat adevărate. Conflicte pe care le-am avut, dar cu care, care le-am tot repetat ca fiind niște conflicte și niște chestii care uh, au început să capete nuanță de traumă mai târziu, pentru că așa le-am resimțit noi atunci, dar nu era traumă. Adică, dacă o pui acum în, într-un ghid al psihologului, nu, e o traumă aceea. Bun, deci uh, nu știu exact dacă putem să le tratăm, dar putem să învățăm să gestionăm cumva stările pe care le avem să le discutăm. Îmi se pare extrem de importantă conversația. Există un joc al Ester Perel, despre care ți-am povestit, în care tragi niște cartonașe și sunt tot felul de situații care te pun în tot felul de... să-ți pui niște întrebări, știi? De genul ce număr de telefon ai șterge acum din telefonul tău, dacă ar fi să n-ai nevoie, știi? Și mi se pare că e un exercițiu foarte bun, pentru că oamenii se schimbă și pe tot parcursul unei relații te schimbi și spui, a, nu mai era ca la început. Păi nici tu nu mai ești ca la început, nimeni nu mai e ca la început, că avem un drum al nostru. Și așa e și din copilărie. Nu mai suntem ca la început și foarte puține mai cunoaștem, de fapt, părinții. Avem pretenția că ne știm părinții sau că ăia sunt căsătoriți de 50 de ani, dar nu știu unde se nimic. Pentru că ei au evoluat paralel, în vieți paralele împreună, cumva, știi? Deci disponibilitatea de a petrece timp și de a comunica lucrurile nu doar banale, de genul ce planuri avem copiii și au răcit și ce îi dăm, cât cum mai ești tu azi? Tu cum ești azi? Tu cum, cum, te simți în haosul de acum? în Nu știu, să-ți comunici nevoile Să spui că ți este dor de ceva Că ți-ai dori să lucrezi mai mult într-o direcție Sau în alta Da, așa zic alt... eu De altfel, apropo de schimbare Mi-a venit în minte Daniel Siegel Un alt autor celebru pe care Gabor Mate Îl invocă în, în această carte Și la rândul său, bineînțeles Daniel Siegel scrie despre cartea lui Gabor Mate Mitul normalității are o altă carte publicată Daniel Sică, o altă carte publicată în colecția Psihoterapie a editurii Herald, se numește Cum se schimbă oamenii. Așadar, într adevăr, pe parcursul unei vieți noi ne schimbăm, chiar dacă poate noi nu simțim acest lucru. cu siguranță la 45 sau la 50 de ani nu mai suntem ca la 20-25 de ani. Da, dar -mă, te rog, te rog nu e nimic uh, grav și trebuie doar acceptat și comunicat continuu nevoia. Uh, păi știi că ajung oamenii să se despartă. Păi de ce v-ați despărțit? Păi nu știu, nu ne mai înțelegeam. Adică ce, ce înseamnă? Nu... Păi eu aveam nevoie de mai mult timp, vreau să merg să fac, să drec. Bun, și ai spus asta? Păi am spus, dar de obicei știi când spui cel de lângă loc să asculte, vine și el cu argument. Adică e în continuu luptă între un... Adică de unde pornești într-o singură barcă, în timp, pare că te separi din băști diferite, și în loc să lupți pentru aceeași cauză, cum ar fi nucleul familiei și familia, sunteți doi uh, dușmani, unul împotriva celuilalt, care a făcut mai mult, care a dat mai mult, care a renunțat la ceva pentru altceva, știi? Trebuie să ne aducem aminte întotdeauna sentimentul acela care ne-a unit și care ne-a ne făcut să, să ne dăm seama că împreună ne dorim uh, familia asta și copiii ăștia. Și că nu ne-a forțat nimeni nici să-i facem, nici să-i, știi? Adică e din dragoste. Și tot timpul trebuie să ne aducem aminte sentimentul ăsta de, de iubire care ne-a legat odată. Și să ne găsim disponibilitatea de a ne salva pe noi în relație și relația unul cu celălalt, în loc să alergăm pe cărări, să spunem așa, prescurtări sau scurtături, cum ar veni evadarea dintr-o relație. Da. Absolut. Știi că uh, atunci când doi parteneri se duc, la, uh, se duc în terapie de cuplu și se așează pe canapeaua uh, psihoterapeutului, uh, psihoterapeutul îi întreabă prima dată, de uh, fapt, hai să zicem, îl întreabă pe soț. Uh, Spunem, ce te-a făcut pe tine să te îndrăgostești prima dată de soția ta și pe ea îl întreabă același lucru despre despre el? Cumva, ca să aduci în atenție să să re. Reactualizez cumva sentimentele alea de la început. Știi, chiar dacă repet, oamenii se schimbă. Poate că ajungă anumite lucruri să îți displacă. Știi că se și spune că ceea ce ți-a plăcut la început la partener, în momentul în care începe lupta pentru putere, s-ar putea să ți displacă. Și am dat câteva exemple ce mai fac bărbații greșit și femeile. În unanimitate, spun că le deranjează acele lucruri. Nu știu, că nu ai lăsat capacul de la toaletă, că ți-ai lăsat șosetele lângă pat, în loc să le duci în coșul cu rufe sau să le pui în mașina de spălat și multe, multe alte, da. multe alte da. lucruri. Uh, pentru că Gabor Mate uh, abordează în carte și problema bolilor, a bolilor cronice, a bolilor autoimune, a stresului, uh, aș vrea să te întreb: Ce înseamnă, de fapt, boala? El, de fapt, are și un capitol în, în, în carte da. în care spune boala, ca profesor. În sensul de boală, într-un anumit moment al vieții noastre, poate să reprezinte o lecție pe care o primim, tocmai ca prin intermediul bolii sau, mă rog, o afecțiune, noi să ajungem să conștientizăm ceva de care altfel n-am fi conștienți. Nu ne-ar păsa. Pentru că ori de câte ori, cum spune Gabor Mate, corpul ne dă mesaje, trage niște semnale de alarmă bă, eu nu mai pot, mai ai grijă și mai acordă -mi și mie atenție, da? Noi nu facem acest lucru. De aici e psihosomatica, nu? E vorba despre afecțiunile sau, în fine, somatizările pe care le avem legate de anumite situații din viață. Îți povestisem și despre momentul, că pot să dau exemplu meu, când am rămas fără voce, în timp ce citeam povești copiilor și mă tot gândeam care e problema mea, e clar că am o problemă, care e problema mea și mă întorceam toate părțile și îmi dădeam seama că vocea e practic comunicarea, da, ca creier și corp și era fix partea asta, care de fapt reprima anumite, anumite lucruri pe care nu le spuneam și aici nu mă refer la ceva extrem de grav, ci pur și simplu lucrurile mărunte pe care simțeam să le spun dar pentru că nu vreau să am conflicte, le aplanam și mă preferam să mă întorc în stânga sau în dreapta, dar evident că la un moment dat ceva s-a întâmplat și m-a făcut să-ți să conștientizez că trebuie să, să vorbesc mai mult și să, să nu las lucrurile așa, pentru că nu fac bine, de fapt. Da, evident că uneori sunt semnale de alarmă legate de bolile care încearcă, încerc cumva și sunt foarte puțin deschisă spre a, a, a aud prea multe probleme în jurul meu, prea mulți oameni care suferă și a, chiar mă gândeam în zilele astea că dacă acum ar fi să primesc un rol și să interpretez o persoană care suferă de ceva, o boală din asta groaznică, nu cred că aș putea să... Cred că nici mai aș duce la casting. Pentru că cred că... Apoi să ai o capacitate foarte mare de a somatiza, uh, punându te foarte mult în pielea celor care trec prin aceste situații. Eu sunt o fire empatică, motiv pentru care de-a lungul timpului nu am văzut așa ca fiind o problemă, acum mi se pare că e o problemă, pentru că somatizezi și pentru că nu mai poate să rămână la nivel de empatie. De când sunt mamă, de exemplu, nu mai pot să mă implic atât de mult în cazurile cu copii care suferă de diverse afecțiuni, pentru că mi este extrem, extrem de greu să accept că, că, există așa ceva pe lume și că cineva trebuie să se confrunte cu asta și aici nu mă refer doar la copii, cât la toată familia și întreaga societate care... Da, și atunci E, mi se pare un subiect uh, foarte. <laughs> Sensibil. Delicat, exact. Și cu multă încărcătură emoțională. Probabil că acest impact emoțional te face să nu. Uh, să fie foarte greu. Pentru că de foarte multe ori spui, da, da, persoana asta a făcut, nu știu, cancer la plămân pentru că a fumat. El a făcut cancer nu știu unde pentru că a făcut asta. Uh, respectiv a murit de COVID, că avea diabet și, ta, da. Și atunci vii și auzi de cazuri cu copii, știi, care au o formă de cancer la plămâni sau la eu știu ce. Sau la... Pentru ce? Adică, adică nu... Știi ce zic? Semnalul ăsta de alarmă în ceea ce privește copiilor mi-e foarte greu să înțeleg. Mi-e greu. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Adică, ok, poți să înțeleg cumva că n-ai grijă de tine, că te neglijezi, că fumezi, că... Eram la un moment dat, mă bucați într-o mașină, într-un taxi, acum mulți ani și... Uh, domnul care era, era obez, uh, fuma, deci era neîngrijit, ne... se vedea că era sedentar și așa mai departe, nu doar că avea o problemă de sănătate și era obez, deci se vedea că are un stil de viață, ca marea majoritate, era românilor în special. Și uh, când am coborât de mașină... I-am zis, la revedere și ce vă mai doriți dumneavoastră? Și zice, doamnă, sănătate, îmi doresc sănătate. Și m-am întors și am zis, dar ce faceți pentru sănătate? Adică de ce ți dori dorit sănătate? Că nu-i ca și cum Dumnezeu îți dă sănătate, știi? Ți-a duce dimineața la micul dejun pe tavă. Ți-a dat sport, ți-a dat natură, ți-a dat uh, posibilitatea de a alege. Chestiile astea, știi? Și atunci... Uh, mi se pare foarte greu de înțeles foarte multe lucruri. Uh, am fost în Israel de curând și de când am fost în Israel și am văzut, uh, bine am fost mai multe ori, dar acum mai mult ca niciodată, m-a impresionat foarte mult modul lor de viață. Cât de sănătos trăiesc, cât de frumos trăiesc, cum să trezesc la 5 dimineața, merg pe plajă, aleargă, fac un duș, se duc la birou, apoi mănâncă o grămadă de fructe, legume, uh, din asta, din grădină nestropite. Evident că mi-am dat seama că factorul principal este clima, care la noi nu e favorabilă. Adică nu avem atât de multe fructe și legume pe tot parcursul anului cum au ei, pentru că la ei sunt și când e frig, sunt 15 grade, tot da. au roșii au în grădină, știi? Uh, Și atunci ei se pot bucura de, de viața asta sănătoasă și de alegerile pe care le fac. Într-un mod natural, nu trebuie să facă niciun efort. Noi trebuie să facem eforturi în sensul că ce înseamnă bio, ce înseamnă vegan, ia și citește etichetele, stai că e producătorul ăla, că e celălalt, că de fapt stai că la nu e așa, că de fapt bio nu e tot una cu uh, organic și. înțelegi? Adică e multă muncă, adică e un mod de viață pe care trebuie să-l și o disponibilitate și să te iubești extrem de tare și să iubești viața asta extrem de tare ca să nu ajungi în momentele de criză și să iei, uh, să iei măsuri uh, în criză. Știi? Adică ar trebui să trăim frumos și în armonie cu noi pe tot parcursul vieții. N-ai unde să alergi în București, în parc, n-ai tartan, -ai, Îți strigi genunchii după o lună, o lună, nu, un an de alergat în parc. Um, Iarăși, există farmacii foarte multe, la fiecare colț de stradă îți dă medicul instant un antibiotic dacă ai răcit. Adică nu mai există o filtrare, nu mai există un drum lung, nu mai există etape, există numai scurtături. În tot, în tot, în tot ce ne înconjoară. De la cuplu pe care nu mai suntem dispuși să-l salvăm până la ce mâncăm. Absolut, sunt de acord cu tine. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre normalitate, pornind de la cartea Mitul Normalității a lui Gabor Mate. Vă mai arăt încă o dată cartea la cameră, scrisă în colaborare cu fiul său Daniel Mate, Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Și bineînțeles că Laura Cosoi ne-a împărtășit din gândurile ei și bineînțeles și prin prisma propriei experiențe de, de viață, și mai ales aceea de, de părinte, și ne bucurăm, eu cel puțin, mă bucur foarte mult că am reușit să realizăm acest material video care va fi promovat pe pagina oficială de Facebook a editurii Heraj, de asemenea pe canalul de YouTube. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Ne dăm întâlnire data viitoare. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! mulțumesc!